sau este a lumea lor? Și dacă este lumea lor, cine sunt ei? A noastră și a lor. Bun, e cea mai dificilă întrebare. Chiar nu mă așteptam la aia. M-am gândit foarte mult, într-adevăr, ce titlu să pun cărții. Și după ce la rândul meu am citit niște biblioteci și am început propriile studii de teren, mi-am dat seama că de cele mai multe ori refuzăm sau ne e frică să punem niște întrebări care ar putea să genereze niște răspunsuri neconforme cu știința convențională actuală. Eu totuși am continuat, am perseverat. Și rezultatul s-a văzut aici, mai ales când am conștientizat că încă din antichitate și poate mai departe decât să știm noi oficial în istorie, contactul între o civilizație umană embrionară în formare și o alta superioară a fost permanent. Urmele sunt, dar trebuie să le și vedem, să le acceptăm. Ceea ce de multe ori știința convențională nu vrea să o facă. De ce? Pentru că un întreg sistem de valori ar trebui schimbat. Și nu mă refer la religie, care poate și ea, într-adevăr, să sufere din puțină influență. Dar dacă stăm să ne gândim că totuși a fost un moment în istoria umanității când, iată, cei de sus, cei din lumea lor au venit direct și au intervenit și iată să poate creștinismul a prins un avânt, a fost recunoscut, haideți să ne gândim la bătălia de la, acum, vine minte, podul Milvius, între împăratul Constantin și Maximian. Cu o seară înainte de bătălie, au apărut lângă soare niște forme luminoase, semănând cu o cruce. Cronicarii au spus că împăratul a fost într-adevăr impresionat de așa ceva și i-ar fi venit și în timpul nopții un mesaj, pune acest semn pe scuturile soldaților tăi și vechi, dar nu prea avea șanse. E adevărat. Și într-adevăr, acea bătălie de la podul Milvius, unde soldații romani au luptat cu, având o cruce pe scut, a fost câștigată de împăratul Constantin, care, din prigonitor al creștinilor, a acceptat până la urmă creștinismul. Dacă mergem și mai departe, bun, putem să ne aducem aminte de Alexandru cel Mare. Când, iarăși spun cronicile străvechi, în două rânduri, a văzut, a simțit intervenția unor scuturi strălucitoare. Prima oară când a încercat să traverseze fluviul Indus, cu toată armata și avea o armată puternică, pe lângă macedoneni adunase în timp de la popoarele cucerite o seamă de auxiliari, au apărut niște scuturi luminoase pe cer, elefanții, caii s-au speriat, o parte din armata a intrat în panică, lupta a fost foarte grea, dar totuși a fost câștigată. Un al doilea avertisment a venit peste 7 ani, când a asediat o cetate persană, tot Alexandru Macedon, de data asta semnele au fost favorabile pentru el. Pentru că, cred că e vorba de cetatea Tir, după un prim asalt nereușit, la fel, de sus, au venit, cetatea era foarte solidă, au avut pierderi la primul asalt, au venit iar în niște discuri, au trimis o rază de lumină, s-a făcut o fisură în cetate. Era genul de fortăreață, nu știu dacă ați văzut aseară sau când a fost filmul Glorie, cu acel detașament de negri care trebuia de prima unitate de negri din războiul de secesiune. Și aveau decât un front foarte îngust. La fel au pățit-o macedonienii acolo, dar a apărut acea fisură și au putut pătrunde soldații și au putut cetatea.
Bun, sunt multe exemple. Mihai Viteazu, 1595, la sediul Târgoviște, în octombrie. Deasupra câmpului de luptă, seara, a apărut, și-o spun cronicile, o cometă care a staționat 2 ore, dar cometa niciodată nu staționează. Normal. El s-a vorbit de această cometă care a staționat deasupra cetății și niște cronici care au fost scrise la Praga. Mai încoace, înainte de asta, au fost primele relatări jurnalistice, de exemplu, ale unor conflicte între reprezentanții unor civilizații la Basel și la Nuremberg, tot în secolul XVI. Atunci, oamenii au fost îngroziți, pe cer au văzut o mulțime de forme cruciforme, altele sferice, care au dus o adevărată luptă, oamenii s-au refugiat în biserici și sunt jurnalele, deci primele reprezentări jurnalistice ale aparițiilor OZNE au apărut la Basel și la Nuremberg până 1566, cred, sau 64. Sunt și mai spre zilele noastre. Deci, este clar, au interacționat permanent, că nu se vrea recunoașterea oficială, este normal. Cine, care mare putere, stat militarist, ar vrea să recunoască faptul că mai există unii mai puternici care oricând le pot dezactiva cele mai sofisticate sisteme de apărare, care își bat joc în aer de cele mai performante avioane, indiferent de ce viteză au, fac niște manevre nebunești, la care nici oamenii și nici aparatele convenționale de acum n-ar putea să reziste, fiindcă s-ar dezintegra, efectiv s-ar rupe. De aici, pe de o altă parte, pe o parte este interesul discreditării și mușamalizării și celălalt mai puternic al capturării acestor nave pentru acele activități care se cheamă retroinginerie, care să slujească de regulă tot industriei militare, din păcate. Dar la fel sunt relatări, am găsit prima oară scris acum vreo 15 ani despre 2 baze nucleare în Statele Unite care pur și simplu au fost dezactivate. Bun, acum să ne echipuim ca în filme. Când vedem super trupa de pușcași sau SEAL sau cine știe ce băieți ăștia musculoși care știu să tragă 1000 de focuri într-un singur încărcător, că au intrat în silozul de rachetă și cu o șurubăniță în mână se duc ei și salvează lumea. În ultima secundă au smuls firul roșu. Nu, un silos de rachetă înseamnă, de adevărat, locul în care sunt rachetele, de unde trebuie să plece, dar baza propriu-zis de unde se dă comanda este la cel puțin 1,5 km. De ce? Pentru că se presupune că în cazul unei lovituri de răspuns, silozul este lovit, dar trebuie să scape echipamentul și forța umană, care este importantă. Și atunci, băieții de sus, din lumea lor, au zis, ce să vă facem o demonstrație. Și au făcut-o. Prima oară au fost luate în râs aceste demonstrații. Nu există, domnule, dezinformare. Culmea, s-a vorbit concret și direct la ultimul congres de ufologie, care cred că a fost la Pennsylvania, în martie. Și printre alte probleme, unul dintre prestigiosii invitați de acolo a primit o confirmare, într-adevăr, că acele acțiuni ale străinilor, să le spunem, împotriva bazelor militare americane, au avut loc. Deci nu se mai poate pune vorba, spune că a fost o dezinformare. Au fost, au lucrat, bun, au apărut pe câmpurile de luptă. Știți poveștile frumoase cu acele Foo Fighters, văzute în timpul războiului. Aici a fost o întreagă poveste frumoasă. Pentru că erau piloții aliați care zburau în formațiuni masive de bombardiere, să distrugă forța industrială a Germaniei. Bun, și între ei apăreau niște sfere
Ei l-au spus fere de foc. Dar niciodată n-au avut tendințe agresive. Asta este interesant. Doar când se apropiau foarte mult de motor, atunci, într-adevăr, avea nițele sincope. Au început niște anchete foarte serioase, foarte laborioase, comisii și comitete și de la toate sistemele de apărare, și care au ajuns la o concluzie zero. N-au știut în final ce sunt. Interesant că după război, când s-a pus mâna pe arhivele atât germane cât și cele japoneze, s-a constatat că și piloții, și francezi, și germani, și japonezi, se confruntaseră cu aceeași situație. Și unii și alții credeau că americanii au făcut un sistem nou de arme, așa cum credeau și nemții, și care trebuie să aibă într-adevăr un impact psihologic profund, să descurajeze activitățile ostile ale dinamicilor. Acum, recent, ce să spun, voi studiez ceva mai serios de vreo 20 de ani și poate că începutul acestei cărți, de fapt, în mod real, a fost, sau prima pagină, a fost nescrisă când aveam vreo 9 sau 10 ani. Eram afară, cu o gașcă întreagă de puștani, stăteam pe postul Bulevard Ion Șulea și seara, înainte de ora 9, a apărut deasupra locurilor noastre un disc cu niște lumini colorate pe margini. Ca toți puștanii ne-am oprit în joacă, am început să căscăm gura. Dar ce e ăla de acolo? Ei, eu care citeam deja de atunci literatură SF, la tatăl meu niște... Era o colecție pe vremea aia SF nemaipomenită și văzusem un gen de caricaturi, ca să le zic așa, pe lângă ce citisem. Și ca doctor și era, mi-a spus, bă, la OSN. Și s-ar putea să vină după marche. Bineînțeles că nu m-a crezut niciunul. Ce aia OSN? Nu ne-a fost frică, nu ne-am gândit. Mamă, există ori extraterestri, ia bau, bau, bau. Dacă vine unul de acolo și ne răpește, nici n-aveam de gând să ne gândim la așa ceva și nici acum, când ies pe teren, nu mă gândesc că s-ar putea să mi se întâmple ceva. Noi discutăm lejer, dar vă aștept, de fapt, poate dacă eu. Și am să vă spun, că mă voi întâlni direct. Am început să-mi notez, să observ și mai bine ce se întâmplă pe cer. Și atunci au apărut tiparul de apariție. Ce se întâmplă cu... Am început să îmi dau seama ce se întâmplă cu păsările, ce se întâmplă cu animalele, ce reacția înainte de apariție, cum reacționează după. O să le vedeți în carte. Mi-a fost foarte simplu, într-adevăr, și cred că o terminam în două luni, dacă puneam decât pozele și cu o dată și cu o trei cuvinte acolo, o frază adăugată. Dar, sau, dacă făceam și eu ca alții, luam niște cazuri de la Nufork, Mufon sau alte asociații de profil și le disecam nițel. Eu am vrut să scriu altfel și să, cum să zic, să axez această carte spre România, pentru că sunt multe locuri din România care sunt magice, să le spunem, sunt vizitate și nu întâmplător chiar de prietenii noștri, eu nu-i consider extraterestri, bau-bau, prietenii noștri în altă lume. Și am dat niște de explicații, chiar și locuri istorice. Pentru că, de exemplu, dacă am fotografiat un OZN în apropiere de Sulina, nu puteam, nu mă răbda să n-aduc aminte oamenilor că, de fapt, conceptul de Uniune Europeană a fost în România. Acum 165 de ani, la Sulina, care era supranumită Europolis,
existau reprezentanții marilor imperii, existau o grămadă de ambasade și toată lumea colabora nemaipomenit. Este singurul loc în care este un cimitir în care toate națiile, toate religiile sunt îngropate acolo. Ar merita să vedeți. Clădirea Comisiunii Europene a Dunării încă este în picioare, ar merita renovată. Deci, sunt niște povești, niște povești, care le-am trecut pe lângă aceste evenimente. Ca să ajungem așa la ideea de titlu, este lumea noastră sau este lumea lor? Lumea este... După 20 de ani de studiu aprofund al tuturor. Lumea este a tuturor. Nu ne aparține doar nouă. Pentru că mergem la ceea ce înseamnă însăși conceptul de viață. La felul cum se dezvoltă viața în univers și la faptul că viața are o valoare pentru tot ceea ce înseamnă reînviu. Suntem obișnuiți, într-adevăr, să gândim mult prea strict, mult prea rațional, mult prea dogmatic și să considerăm că viața doar, înseamnă doar ceea ce percepem cu organele de simț. Viața înseamnă mai mult de atât. Și doar dacă stăm să ne gândim că acum vreo 2 ani, după explozia unei supernove, s-a putut face o fotografie care a demonstrat că există niște o rețea de filamente, fotografia repet, care leagă absolut toate corpurile cerului în univers. Păi numai această fotografie care a fost făcută din întâmplare deschide deja niște căi uriașe de cercetare. Înseamnă că ceea ce am spus și eu și au spus alții, mult mai bine documentați înaintea mea, comunicare la nivel de viață între tot ceea ce înseamnă structuri vii și nevii există. Înseamnă că toată această rețea de filamente care leagă corpurile din univers ne va permite, poate în viitor, dacă utilizăm corect această descoperire, să învățăm, să călătorim și să comunicăm mai eficient cu cei care există lângă noi, poate și nu-i vedem. Poate vom avea niște surprize deosebite. De aceea, lumea noastră nu e numai lor. Numai a noastră, ci este și a lor. Și ceea ce este și mai frumos, referindu-ne la prețul vieții, haideți să ne gândim, cum spunea un cercetător jos, constatând după ani și ani de studii, că Universul se dezvoltă asemenea unui creier. Are sinapse. Poate e chiar această rețea de care vorbim. Și de aceea, orice atentat la adresa vieții, orice tâmpenie care o facem noi pe această planetă care o distrugem deliberat, poate că la nivel universal poate fi asimilată cu un atac vascular cerebral. De aceea, poate în timp, această viață pe planeta Pământ a fost mereu refăcută. La fel cum și creierul tinde să se refacă, să refacă niște conexiuni, să regenereze tot ceea ce se poate. Poate și noi am fost ajutați, pentru că, în mod cert, nu suntem singurul strat civilizator, noi cei de acum.